vă deranjează? Tot, absolut tot. Vaccinare obligatorie, toate restricțiile acestea. Ați văzut ce am trăit anul trecut cu restricțiile de Sfintele Paști. Școala, ne ducem la școală cu mască, păi este mai rău decât, mai bine o facem online. Știe toată lumea, ați văzut demonstrațiile. Noi, practic, cu masca, inspirăm și expirăm dioxid de carbon. Ne spuneau, toată lumea știe, de când era mic, să nu-și pună fularul pe nas. Și acum, hopă, pune mască. Să fim serioși. Vedem că ați venit cu icoană. Păi da, dacă sunt creștin ortodox, nu? Noi românii, român creștin ortodox, normal e pleonat. Nu uitați că nevul mediu, la credința creștin-ortodoxă, străinii spuneau legea românească. Ar trebui să fim mândri de asta. Iar politicienilor nici un pic de încredere. Nu le putem acorda. Suntem sceptici la toate afirmațiile lor. Exact cum spunea Eminescu. Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptii rece. Vă mirați cum de minciuna astăzi nu se mai trece. Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banii îl vânează și câștigul fără muncă. Prea v-ați arătat arama sfârșind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbun, de obicei, ca să nu se arată odată ce sunteți niște mișei. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colp de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în zmintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Asta-i. Ne spuneți cum vă cheamă numele mic? Băcile Ion Sorin. Ion Sorin.